Așa, după cum știți deja, pe 28 aprilie s-a dat o decizie definitivă de intrare în faliment al asigurătorului Astra. Urmarea acestei decizii, fondul de asigurare este îndreptățit să înceapă plățile către creditorii de asigurare. Bineînțeles, pentru acele dosare de daună care sunt complete și care au fost deja avizate de către Comisia Specială conform prevederilor legale în vigoare.